Bună seara! Bine ați venit la această seară, zicem noi, eveniment, structurată în jurul uneia dintre personalitățile de seamă de aici, din Israel, dar și pe relația România-Israel, dar și din România. După cum bine știți, evenimentul nostru va fi filmat și va fi postat pe YouTube și pe pagina de Facebook a Institutului Cultural Român, reprezentanța Tel Aviv. Vreau să fie sau dorim să fie un eveniment de suflet. Nu vreau să vă vorbesc prea mult despre personalitatea academicianului, profesorului universitar, doctor Jean-Jacques Ashkenazi. Sunt ca un fel de studentă care a învățat mult la o materie, dar la un moment dat, în momentul cheie, se emoționează. Am dreptul să mă emoționez pentru că și eu am reușit să-i pun niște întrebări profesorului, la care mi-a răspuns cu gentilețe, cu generozitate, cu farmec, cu spirit caustic, cu spirit patern, cu spirit izraelian, cu spirit românesc. Și din asta a ieșit o carte. Cartea se numește Despre ce nu se uită și ceea ce urmează se va face referire de multe ori la acest dialog, dar și la alte cărți ale profesorului Ashkenazi, inclusiv la cea care de acum o să apară la sfârșitul verii. Viața și cărțile profesorului Jean-Jacques Ashkenazi am primit foarte multe semne de prețuire din partea diverselor personalități. Seara asta ne vor onora cu spusele lor domnul profesor Silvio Sania și domnul istoricul, marele pasionat al cărții, care este domnul Lucian Zevheșcovici. Dânsii sunt aici în sală. Dar dincolo de, hai să zic, cortina internetului, există alții care au citit cartea și care au vrut să vorbească despre viața și cărțile profesorului Ashkenazi. Cu ocazia asta, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv avem ocazia să-i avem ca oaspeți chiar în această formă virtuală, dar cu generozitate și cu dăruire pentru subiect și pentru întâlnirea cu dumneavoastră pe președintele Academiei Române, profesorul universitar Ioan Aurel Pop, pe vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar dr. Răzvan Teodorescu și pe renumitul, să zic, actor, scriitor, regizor, om de teatru, Orațiu. Orațiu Mălăele, așa, într-un prim calup de imagini transmise din România pentru seara noastră. Deci să începem cu invitații din România care îl onorează pe profesorul Ashkenazi. Sunt foarte emoționat să vorbesc despre cartea doamnei Cleopatra Lorințiu, care i-a luat de-a lungul vieții mai multe interviuri profesorului Jean-Jacques Ashkenazi, și atunci cartea este evident cu o dublă contribuție, dar am să iau cartea ca pretext. După părerea mea, cartea aceasta dezvăluie o viață lungă, în care profesorul acesta extraordinar, care este membru de onoare al Academiei Române, ne arată cum a ajuns el israelian, în timp ce în tinereții, decenii bune, a fost un român evreu, silit de timpurile rele și de oameni la fel de răi, să sufere împreună cu toți compatrioții săi, cu toți membrii aceleiași etnii, aceluiași popor, și să părăsească țara. Ceea ce este însă impresionant e cariera pe care domnia sa a făcut-o departe în Israel, în țara de obârșie a evreilor,
unde s-a adaptat, după cum mărturisește, nu întotdeauna foarte ușor. A reușit să devină o mare personalitate a neurologiei mondiale. Când vorbește despre creier și despre tainele creierului, mai nou folosind prezentări în PowerPoint, devine extraordinar de apropiat sufletului omenesc și știe să ne comunice aceste lucruri nu ca un savant închis în turnul său de fildeș, ci ca un adevărat comunicator. Însă cartea aceasta arată un univers extraordinar, universul de viață al profesorului Jean-Jacques Ashkenazy, univers de viață care îl cuprinde deopotrivă pe Eminescu, care cuprinde mari savanți de pe toate meridianele lumii, care se întoarce din când în când la România, pentru că nu poate uita anii de tinerețe în care s-a format, farmecul străzilor bucureștene, nu poate uita prietenii pe care i-a avut și mai are încă pe aceste meleaguri. Iar lecția de viață pe care ne-o transmite cuprinde și rațiune și sentiment în același timp. Cuprinde și nostalgie și foarte multă judecată dreaptă în legătură cu cele rele și cu cele bune din istoria omenirii și din destinul poporului român. Ceea ce am reținut eu cu emoție, între multe altele din această carte, este faptul că, deși a suferit enorm de mult, domnia sa și înaintașii pe aceste meleaguri de la Dunăre și de la Carpați, a învățat să nu condamne, a învățat să ierte și, mai presus de toate, să iubească. Și să iubească chiar țara, țara aceasta românească în care s-a născut și a trăit. Prin urmare, sunt extrem de emoționat să-i pot ura ani mulți de acum încolo, să îl felicit și să o felicit pe doamna Cleopatra Lorințiu pentru această împlinire, să-i mulțumesc domnului profesor Jean-Jacques Ashkenazy pentru cadoul pe care ni l-a făcut prin pana acestei doamne a culturii românești, să-i doresc succes în continuare în viață, în familie, și să-i spun că l-aștept de fiecare dată cu bucurie, cu plăcere, cu emoție pe coridoarele Academiei Române, unde îl poartă pașii alături de mari profesori pe care nu-i uită niciodată și la lumina științei cărora s-a format ca medic. Multă sănătate! Cartea pe care profesorul Ashkenazy a produs-o cu doamna Cleopatra Lorințiu este radiografia unui evreu inteligent român, a unui român inteligent evreu, a unui personaj care face cinste și României și Israelului. Jean Ashkenazy povestește lucruri care sunt absolut tulburătoare. Am coborât și eu în timp, aducându-mi aminte că în 1972 Bucureștiul era foarte tulburat în sens pozitiv de prezența unei mari doamne a Israelului, Golda Meir, la București. Îmi amintesc bine de acel moment și am aflat acum din cartea de interviuri ce mult a contat acea vizită în biografia familiei Ashkenazy. Este tulburător să citești, când știi ce înseamnă Jean Ashkenazy astăzi, să citești despre începuturile sale
în Israel la o vârstă foarte matură, felul în care a fost primit, nu întotdeauna pe un drum presărat cu flori, și cum a reușit până la a deveni cetățean de onoare al locului unde trudise. Identitatea iudaică despre care vorbește europeanul Jean Ashkenazi este de asemenea un capitol care merită văzut. Tipologiile iubirii, așa cum le vede intelectualul, umanistul, medicul Jean Ashkenazi, sunt de recomandat oricui să le citească. Și apoi România, văzută de Jean Ashkenazi, cu privirea înapoi către prietenii săi români, este absolut ușant să vezi cum un om de calibru intelectual și adaug moral al Jean Ashkenazi își vede patria din care a plecat. Sunt momente de care vorbește într-un chip care e impresionat. M-a captivat episodul Radu Lupu, muzicianul care la o trecere prin fața comisiei militare a reușit să rămână în viața civilă în mare parte grație lui Jean Ashkenazi. Discuțiile despre Buzura, despre Solomon Marcus, despre marele meu prieten și prieten al lui Jean Ashkenazi, Nicolae Cajal, evocarea Mai Simionescu cu mult respect. A tuturor celor, pentru că am amintit-o pe Mai Simionescu și pe Eugen Simion, a tuturor celor care fac clubul Pensez l'Europe, din la care nu odată am participat și eu, și unde Jean Ashkenazi este constant o voce ascultată când vorbește despre tainele creierului. De pildă, ești sedus de știința savantului și de căldura umanistului. Una peste alta. Cartea despre Jean Ashkenazi și cu Jean Ashkenazi, realizate de doamna Lorințiu, trebuie citită cu atenție de orice intelectual român, de orice intelectual evreu, evreu român și român evreu, pentru că eu nu fac o distinție foarte mare între aceste două calități, realmente calități. Felicitări! Jean Ashkenazi este unul dintre cei mai speciali oameni și unul dintre cei mai frumoși prieteni pe care viața mea i-a cunoscut. Faptul că a fost și este neurolog i-a permis să decifreze mai limpede labirintul naturii umane din această lume bună și nebună, cu minte și smintită deopotrivă. Cartea despre ce nu se uită este spovedania sinceră, bogată și emoționantă a unui om generos și inteligent, care plângând cu un ochi și râzând cu celălalt, a traversat alucinantul drum dintre două secole, două lumi și două sisteme. După părerea mea, este o mărturisire excepțională, menită să propune istoriei un om de excepție, Jean Ashkenazi. Acum, dintre cei care au citit cartea în Israel, noi ne temem de privirea critică a domnului profesor Sanie, care a citit și a și scris despre carte. Domnule profesor,
Așteptăm. Sigur că e greu de vorbit după președintele Academiei, Răzvan Teodorescu. Sunt oameni care de largă și de mare cultură. Răzvan Teodorescu mi-e mai apropiat atât prin profesie, cât și s-a întâmplat în activitatea noastră. Deci e o privire de sus asupra omului, asupra savantului și asupra omului din mediul social, care este Jean Ashkenazi. Misia mea, după cel care mi-a predat cartea, adică personalitatea sărbătorită, a fost să fac ceva asemănător unei scurte recenzii. Deci, luați de bune cele prezentate mai înainte, urmând aceste lucruri. Se întâmplă ca la o relativ scurtă distanță temporală să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a rosti câteva cuvinte asupra unei cărți rezultate în mare parte din dialogul dintre academicianul Jean-Jacques Ashkenazi cu numeroase cărți de specialitate și de popularizare științifică și doamna inginer, scriitoare, poetă, persoană de vastă cultură și mare sensibilitate, Cleopatra Lorințiu. Despre lucrarea Ce nu se uită, e dificil de vorbit pentru că are o structură complexă, cu o tematică diversă care se lasă încorsetată cu dificultate. Acceptă, cred eu, cu mai multă plăcere să fie comentate unele capitole, dar și această opțiune nu dispune de timpul oferit. Vom ține totuși seama de succesiunea în volum. Prefața datorată academicianului Bogdan Simionescu este colegială, colocvială, densă, cu relevarea meritelor cărții și exprimă și rezerva față de unele afirmații neprecizate, întâlnite pe parcursul interviurilor. Asupra acestora am să presupuse, am să rostesc câteva cuvinte. Capitolul întâi, venirea în Israel sub semnul Golden Meir, prezintă condițiile în care au obținut aprobarea emigrării în urma convorbirilor doamnei Golda Meir cu Nicolae Ceaușescu. Este de asemenea descrisă descoperirea intenției de a asasina primul ministru al Israelului de către un grup terorist palestinian. Din 31 octombrie 1972 este în Israel și treptat parcurge etapele pregătirilor pentru încadrarea atât de dorită în viața societății israeliene. Urmează cursurile unui urpan. Singura mea avere este creierul meu și pentru a-l valorifica trebuie să-mi însusesc limba ebraică. Cred că academicianul Ashkenazi ar solicita ca cuvântul creier să fie scris numai cu majuscule. Nu o face pentru că limba ebraică nu-i oferă această dorință, să spunem. Episodul Ierusalim cu săptămânalele vizite medicale gratuite, victoriile sale pe acest front, relevă pregătirea profesională de excepție și caracterul medicului pe o linie a tradiției înlutită cu Carpe Lipe, Ștefan Stâncă, Abraham Steiermann Rodion
toți medici și scriitori, unii considerați medici ai sărăcimii, cum era altă dată, dar aceeași disponibilitate și caractere apropiate. Identitatea mea iudaică este privită ca o reîntoarcere după un exod de 1906 ani, începutul 66, circuit Canaan, Spania, Bulgaria, România. E puțin, e notat, dar e esențial, așa privește. Sigur că identitatea iudaică a cuiva e un pic mai complexă. Chiar dacă vorbește de a fi ateu, e considerat totuși evreu din mai multe condiții. Asupra, la o reeditare, cred că asupra identității ar mai fi de adăugat unele lucruri care nu se rezumă numai la antisemitismul te-a făcut să-ți aduci aminte că ești evreu sau care e drumul mai departe. În sfârșit, din 71, de fapt, prin victoria lui Titus, e desființarea statului, iar diaspora iudaică a existat și înainte de desființarea statului evreu. Sunt foarte bine cunoscute, să spunem, coloniile evreie din Alexandria, de la Roma, din Asia Mică. Etnocentrismul impus în unele perioade de societatea românească a dispărut în Israel. Patriotismul și naționalismul trebuie să fie capabile să conviețuiască. Este o problemă esențială. Patriotismul a existat și în România. Evreii au fost patrioți indiscutabili. Problema naționalismului, sigur că e diferită. Rabinul Rozen spunea că a apărut cu problema ecumenismului. S-a înțeles foarte bine cu mitropolitul și apoi patriarhul Teoptis. A spus ecumenism iudeo-creștin nu poate să fie. Sunt de acord, mergem împreună lupta pentru pace. Pentru alte lucruri, bine, erau oameni de aceeași generație, oameni care se înțeleg direct și au înțeles acest lucru. Deci patriotismul rămâne, naționalismul sigur e să nu uite, să nu așteaptă să-i se aducă aminte etnia de care aparține. Lumea de azi, lumea de mâine a gândit Europa ca un creier, ea a dus un renume pe planul înțelegerii și încercării de a aplica și pe plan social lucruri din domeniu. Venit din afară, eu gândesc că totul trebuie să fie un corp comun. Nu putem izola și creierul, dacă nu primește oxigen de la inimă 15 secunde, e mult avariat. Deci pe planul ăsta, ca și la globalizare, privesc, creierul e foarte important, dar important e întregul corp. Într-o poezioară zicea, mai grijă, trupul beată monoxilă, nu-i lucru neglijabil, căci fără el canalul lumii nu e navigabil. Problema globalizării. S-ar cere admiterea unui ritm adecvat, nu permanent vector contrarii antagonismele. Evoluția cosmosului, problema nenativității, sunt probleme care apar și integrate în marele probleme ale lumii.
academicianul Cristofor Simionescu relata odată o discuție cu un savant american, spunându-i marile probleme care prezente și cele pregătite pentru generația viitoare sunt deosebit de complexe. Replica savantului american a fost: fiecare generație are și își va avea problemele ei pe care trebuie să le rezolve. În parte îi dau dreptate că îi se spunea socialismul viitor de aur, copiii urmau să trăiască în acel viitor de aur, din toate a rămas cumva simpatică baba care n-auzea prea bine despre ce vorba în propoziție. Și a zis, așa li trebuie mai decât ai străi. Cert e că în privința asta există un lip și o înțelegere care nu trebuie exagerate. Capitolele iubire, somn, vis, de la taine la mister, la știință, cunoaștere, neurologie, e un capitol care poate fi amplificat într-o carte de succes, eventual renunțând la taină și mister, care pot intra și în aspectele de istoria religiilor. Cât privește problema cealaltă, se admite fără discuție și bine argumentat neurolog-psihiatru care a adus de altfel succesele, dacă rămânea numai într-o parte, nu știu dacă ajungea să-l sărbătorim, dacă nu era și neurolog și psihiatru. Am avut șansa, am făcut și psihologia și psihologia pedagogică și am făcut filozofică cea și un psihiatria și îmi dau seama pe de-o parte ca și cum un arheolog s-ar opri la descoperirea unor obiecte fără a le interpreta, a le încadra istoric. Deci e indiscutabil, cu indiscutabilă dreptate. De menționat numele corect al cărții lui Publius Ovidius Naso este Ars Amandi, arta de a iubi sau a iubirii, nu altcumva. Spuneam cumva, nu știu dacă să repet, de mirare că ați plasat iubirea lângă somn, tocmai omul care a trăit adolescența pe plaiuri oltene, unde se cânta Foaie verde anison, scoală-te, bade din somn și dă-mi guriță că mor. Numai că nu suna la 112 sau direct la Iasera la toată. Raeda. Privind din Israel în România, intrăm deja într-o zonă cu nisipuri mișcătoare. Niciun istoric al evreilor din România, român sau evreu, în scriere la care a avut acces, și nu sunt puține, nu a ajuns la concluzia, consider că existența de 6 secole a comunității evreilor români, a 3-a din Europa și a 4-a din lume, este rezultatul a 2 tranzacții comerciale. Prima, deschiderea prăvăliilor Toc sau Trampă și a doua, vânzarea evreilor în dolari Israelului. Aici am permis să spun că exagerările nu servesc nimănui. Istoria suportă greu lipsa nuanțării, a dozării și impune analize pentru fiecare etapă, de la Alexandru cel Bun la anii care îi trăim în prezent. Iar există o tradiție și
tradiția biblică de la Irmiahu, care zice să ne rugăm la bunăstarea cetății în care trăim, adică iar de pe toate planurile se spune că datoriile care le are cineva față de țara de adopție nu sunt cu nimic mai mici decât cele care le are pentru țara care îi aparține din tradiția etnică. E un punct de vedere pe care, sigur, Tainele Creierului, capitolul 6, extraordinar, după cum capitolul 7, Mari Întâlniri, care sunt privilegiul celor care au ajuns mari, fie prin funcțiile mari politice care le aveau, sau celor care au ajuns o excelență în domeniul lor de cercetare, marii doctori care ajung să fie doctori ai celor care conduc destinele unei țări, a unui popor. Profesorul Ashkenazi a fost apreciat în această direcție și în România și în Israel. Între cei întâlniți apar în această privință și Meir Rosenthal, Menachem Begin, Aliza Begin, dar și oameni mai tineri care, mai tineri înseamnă în jur de 60 de ani și după, precum Moshe Idel sau din România Sorin Antohi, iar garda, membrii Academiei Solomon Marcus, Nicolae Cajal, toate aceste persoane ajunse personalități sunt discutate într-un cadru pe care noi îl cunoaștem mai puțin, de apropiere, în care se vede caracterul omului, iar una dintre specialitățile de bază ale psihiatrilor, tocmai în această direcție, după care vin cu soluții. Foarte frumos despre Moshe Idel, care l-a bucurat, nu numai că i-a prezentat cartea, l-a bucurat că Moshe Idel e o personalitate în întreaga lume, în discuțiile, în tratarea cabalei, venind după marele savant care a fost Gershon Scholem. Urmează iar un capitol care ar trebui discutat chiar și aici, în parte a fost, poate nu așa deschis cum e în carte. Aici un pic s-a plusat din ambele direcții. Problema antisemitismului. În esență sunt prezentate multe în continuare, multe elemente despre creier, alcătuire, funcționare, limita cunoașterii și posibilităților de vindecare, alienării bolilor mentale cu frecvență sporită la bătrânețe, care nu permite în multe cazuri o retragere demnă pentru el și suportabilă pentru cei din jur, și în continuare despre idei. Evadarea de la acest cunoscut comandant, creierul,
la importantele lui misii către spațiul ideilor pe plan politico-social, economic, creează la fel de multe probleme pentru că amnezie sau altcumva se uită că în lupta dintre idei mor oameni. S-a observat, s-a mintit, vezi, în diferite scrieri, dar nu se ține seama de acest lucru. Temele sunt prea numeroase, ca și anticii care îi cunosc ceva mai bine decât pe contemporani. Consider că ansamblul e de luat în vedere. Globalizarea necesară trebuie să aibă un ritm rezonabil, suportabil, concilierea patriotismului cu naționalismul, menționată cumva lateral, trebuie avută în vedere permanent. Lumea e frumoasă pentru că suntem diferiți. Dorința evreu, român, român, evreu a fost pentru foarte mulți evreu cu păstrarea identității iudaice în condițiile unor drepturi cetățenești egale. Multe alte probleme vechi și actuale necesită o prezentare amplă și nu una telegrafică aluzivă. Meritul cărții este și acela care le amintește pentru a dobândi cândva atenția necesară. Vă mulțumesc! Ia vom prescurta videourile care urmează. Este vorba despre intervenția domnului profesor Sergiu Iosipescu de la Institutul Național al Patrimoniului, a profesorului general Mihai Ionescu, președintele Asociației de Prietenie România-Israel, și a domnului Sandu Mazor, fost ambasador al Israelului în România. Este o mare plăcere pentru mine și o onoare de a putea, cu această ocazie, să vorbesc în mijlocul dumneavoastră a oaspeților Institutului Cultural Român despre o carte care mi este aproape de suflet, pentru că face parte din moștenirea unui intelectual apropiat mie, apropiat familiei mele. Pentru că înainte de a-l cunoaște pe Jean-Jacques Ashkenazi, o mulțime de împrejurări au făcut ca familiile noastre să fie apropiate. Mama mea a fost colegă ca medic la Spitalul CFR numărul 2 cu tânărul neurolog Jean-Jacques Ashkenazi, care a funcționat câțiva ani în acest spital înainte de a pleca din România în Israel. Unul dintre mentorii săi, Oscar Zagăr, este focșanean ca și părinții mei. Mai mult de atât, unul dintre îndrumătorii săi și prietenii săi, profesorul Cajal, a fost coleg cu mama mea de promoție la Facultatea de Medicină. Au terminat amândoi medicina după război, după cel de-al doilea război. Și în sfârșit ne-a legat în urmă cu aproape 15 ani o strânsă prietenie despre care voi vorbi însă la sfârșitul acestei intervenții a mele pe marginea cărții pe care o punem astăzi în discuție la Institutul Cultural Român din Israel. Cartea aceasta, despre care mi s-a cerut să vorbesc în 3-4 minute, de fapt reprezintă o chintesență a vieții profesorului Jean-Jacques Ashkenazi, a vieții de până acum, pentru că îi dorim, desigur, multă sănătate și viață în continuare cât de lungă. Este o chintesență, spuneam, a vieții lui, cu toate cele bune, cele rele pe care le-a trecut, cu speranțele, cu realizările, cu necazurile, cu grijile, cu sensibilitățile, cu micile bucurii, cu
cu marile dureri pe care le-a întâmpinat în cursul a 9 decenii și mai bine de viață. Jean-Jacques Ashkenazy este, în primul rând, un mare savant, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Medicină și, dacă stăm și ne uităm, și cartea sa prezintă o serie de amănunte extraordinar de interesante despre o carieră care se poate numi nu împlinită, ci cu mult asupra realizată și răsplătită în bună măsură ca atare. Pentru că Jean-Jacques Ashkenazy a putut să facă bine peste tot. A fost unul dintre, și momentul este care l-a ales de a povesti voluntariatul său într-o mică așezare din Israel, la venirea sa din România și stabilirea sa în Israel, acel moment este fundamental pentru crearea personalității doctorului fără de arginți în Israel, doctorul care a făcut activitate de pionierat și de ridicare a unor conaționale a săi, a unei comunități disperate chiar. Mai mult de atât, Jean-Jacques Ashkenazy continuă pe multe continente o acțiune de medic, de neurolog, de cel mai mare specialist, cred, care îl avem în lume, în domeniul somnului, a unui om care a știut totdeauna să împrăștie în lume sănătatea și bunăvoința. Lucru foarte rar într-o lume dezbinată, într-o lume atât de convulsivă, atât de greu de înțeles cum este cea de astăzi. Eu țin minte, în legătură cu stabilirea sa în Israel, un interviu care l-a dat la televiziunea română, la Eugenie Vodă, în care a spus acel moment fundamental al sosirii în Israel, în momentul când el își scoate pantofii ca să meargă pe țărmul mării patriei sale, să simtă acest sol al țării sale, al țării strămoșilor săi, a Israelului din totdeauna. E foarte interesant că există și o completare a acestei destăinuiri făcute la televiziunea română în carte. Și pentru mine ea este extrem de semnificativă. Și anume aceea când Jean-Jacques Ashkenazy pornește cu o navă, cu o corăbioară, cu pânze, pleacă în largul Mediteranei și în largul țărmurilor, declară libertatea sa deplină în mijlocul mării. Este un moment fundamental și eu l-aș considera chiar din punct de vedere psihanalitic foarte revelator. Este momentul deplinei sale libertăți. Spiritul lui Jean-Jacques Ashkenazy se înrudește acum cu spiritul unor mari romantici, cu spiritul lui Jules Verne, dacă vreți, în această căutare a libertății, a libertății absolute, libertate care, firește, nu a găsit-o în România și pe care a găsit-o în largul mării, în largul Mediteranei, care este marea noastră a Imperiului Roman, a urmașilor popoarelor mediteranene, a celor care suntem astăzi. A spune că Jean-Jacques Ashkenazy în această carte se dovedește a fi atât un bun român,
cât și un bun evreu. Dar mai presus decât toate acestea, Jean-Jacques Ashkenazi se dovedește a fi un om universal. Ori în această postură, eu îl văd și vi-l recomand dumneavoastră pentru lectura în această cheie a cărții sale. Vă mulțumesc! Mai întâi de toate vreau să mulțumesc gazdei, Institutul de Cultură Românesc din Tel Aviv, pentru această onorantă invitație, în care trebuie să vorbesc despre o carte intitulată Despre ce nu se uită, care este o carte de dialoguri a prietenului meu, pot să spun, cu îngăduința dumnealui, Jean-Jacques Ashkenazi, binecunoscut neurolog, binecunoscut scriitor, și vom vedea și în cursul acestei cărți că este un binecunoscut, să mai sunt câteva calități ale domniei sale care trebuie relevate. Țin să menționez că Jean-Jacques Ashkenazi este membru de onoare al Academiei Române, cel mai înalt for de cultură al României, dar deopotrivă o personalitate foarte cunoscută în România, în cercurile intelectuale și nu numai, iar cartea sa este apărută acum, semnată împreună cu Cleopatra Lorințiu, la o binecunoscută editură, editura Rao. Vreau să spun de la bun început că această carte este, din perspectiva mea, fabuloasă, incitantă și provocatoare și, ca să utilizez nițel titlu, de neuitat. Deci, autorii, întâi de toate un neurolog sau un neuropsihiatru, cum ne spune el în carte, pentru că nu trebuie să despărțim cele două ramuri științifice, un savant din acest punct de vedere, un om cu o biografie senzațională și ea poate fi ușor decelat această biografie senzațională din citirea unei cărți care, ceea ce este un plus în zilele de astăzi, depășește doar cu câteva pagini, 200. Deci, iar prin accidente spectaculoase în această biografie, suntem martorii unor evoluții ale personalității sale, ale unor îndoieli, ale unor căutări și, cum să spun eu, care dă seama de istoria noastră recentă. Ea acoperă ultimele 5 decenii, deopotrivă, dacă vreți, ale României, cu care Jean-Jacques a fost tot timpul în legătură, din 1973, când a reușit să plece în Israel, și, bineînțeles, trecutul recent al Israelului. Rezultatul este o carte, aș zice, de memorii a lui Jean-Jacques, Ashkenazi. Mi-aduc aminte, eu am avut plăcerea și, deopotrivă, privilegiul de a fi găzduit câteva zile în casa domniei sale. Și mi-aduc aminte de biroul lui la care ajungeai coborând câteva scări în casa din Tel Aviv și unde era, dacă vreți, universul lui zilnic de la 5-6 dimineața, atunci când nu are obligații profesionale, mai ales acum în timpul coronei, care cred că s-au înmulțit, și unde a scris ceva la care am rămas foarte surprins, pentru că, v-am spus, am descoperit și alte calități ale domniei sale, între care aceea a unui pătrunzător portretist. Pătrunzător portretist pentru că, citindu-i portretele făcute lui Buzura sau Augustin Buzura, care, după cum știți, a scris din anii 70 o serie de
romane care au răscolit până după căderea comunismului conștiința și mentalitatea românească, sau ale actorului Horațiu Mălăele, sau ale Maiei Simionescu, sau ale lui Eugen, sau lui Eugen Simion. Ei bine, portrete în care Jean-Jacques dezvăluie un extraordinar portretist, îndrăznesc a spune, ceva cu originalitatea de înfățișare pe care personal, ca istoric, am mai întâlnit-o în portretele lui Nicolae Iorga. De ce fabulos? Pentru că ne poartă prin meandrele trecutului, cum spuneam, acest volum, în trecutului recent, utilizând ceea ce e o premieră și o perspectivă extraordinară, instrumentarul omului de știință, al neuropsihiatrului sau neurologului, care cunoaște tot ce se poate cunoaște până acum despre funcționarea creierului. Este acum o dezbatere în întreaga Europa, inclusiv în România, în ceea ce privește comunitatea LGBT. Ei bine, cu acest instrumental, el chiar atinge această problematică, care este apărut acum câteva luni, deci nu era încă această dezbatere europeană, el demonstrează și convingător, spun eu, că opoziția la progresul științei nu poate fi nicicum justificată și e dovada unei înapoieri nu atât morale, nu atât mentale, cât de cunoaștere. Aș putea spune chiar că am încercat, pentru că Jean-Jacques Ashkenazi deseori referă în această carte la modalitatea și în logica sa expozitivă a propriilor convingeri, așa, dar cu utilitatea instrumentarul propriu, și am încercat, din cele ce am învățat din cartea sa privind acest instrumentar, să văd dacă pot să desprind înapoi a frazelor, răspunsurilor foarte convingătoare, logice, metodice, pe care le dă întrebărilor scormonitoare, stimulatoare, provocatoare ale Cleopatrei Lorințiu, dacă se află și altceva în spatele răspunsurilor și spuselor sale de o logică impecabilă. A trebuit să accept că este, și trebuie și el să accepte, concluzia mea, dacă vreți, că este preocupat aproape predominant de propria identitate, regăsită abia după vârsta de 43 de ani, când a putut să plece din România în Israel, o întreagă epopee pe care o descrie în cele mai felurite feluri și repetat în această carte, dar care, plecat din România, nu a putut uita, ceea ce nu se uită este titlul, formatarea sa culturală, care este românească. Să observați, când veți citi, cât de des revine la a spune că în România eram medic bun, dar evreu, iar în Israel am ajuns medic bun, dar român. Ceea ce arată o dualitate de identitate care l-a preocupat întotdeauna și pe care a căutat să-și o definească. El este un sionist de o convingere nestrămutată și care își identifică prin calcule matematice, ca să spun așa, un întreg ADN cultural al evreității proprii, deci de la prăbușirea, sau cum să spun eu, distrugerea templului Ierusalimului, când au fost evrei nevoiți să plece în patru țări, ei bine, el își identifică un ADN în statornicirea inițială a familiei sale în Spania, apoi din secolul sfârșit de secol al XV-lea, venind în Imperiul Otoman, născut în Bulgaria de azi, apoi la 3 ani plecat în România, după care este în Franța, 2 țări latine, România, Franța, care se adaugă proprii evreități prin influențele culturale pe care le-a simțit. Ei bine,
această identitate pe care vreau să vă spun că o plădește nestrămutat pe un sionism militant, arătând că în final în această țară și-a regăsit propria identitate, nu uită în ceea ce privește România să pomenească la fel de des și aproape întotdeauna cu aceeași sintagmă mai înainte pomenită, aceea a lui Nae Ionescu, că un evreu poate fi un român bun, dar niciodată un român. Și o spune acest lucru sau îl citează amintind oarecum de dezbaterea Nae Ionescu Mihail Sebastian, o spune cu oarecare obidă. Aș vrea să felicit și pe doamna Cleopatra Lorințiu, pentru că a știut să stârnească, să scormone prin întrebări bine țintite și unele nu chiar ușor de răspuns la ele, memoria prodigioasă a Davantului, să fie provocatoare în același timp prin comentarii pentru a-i devoala credințe intime, să pună în pagini secvențe care fac și astfel să pună în pagini în această carte secvențe din care opinia mea este că să poți dezvolta alte trei cărți, dacă îmi permiteți să spun. Una ar fi, și am să vorbesc din acest punct de vedere cu Jean-Jacques, este neapărat nevoie totuși să-și scrie memoriile. Câteva străfulgerări din demersul din această carte arată că este în posesia unor evenimente sau are amintirea unor evenimente în care a fost implicat începând din anii 70 până astăzi, care cu siguranță că vor fi interesante pentru o paletă foarte largă de profesie actuale, ca să spun așa, de la istorici, la medici, la psihologi, la experți în relațiile internaționale. Este extraordinar totuși să constați că a fost un om care, de pildă, a reușit să înfrățească o metropolă ca cum este capitala Canadei, cu un sat cu un orășel din sudul Israelului, iar această frățietate să facă din acest orășel un punct de mare interes sau de interes oricum pe harta Israelului. O a doua carte la care iarăși îl îndemn, am pomenit de talentul lui portretistic, este că ar trebui să scrie o carte Prietenii mei sau Prieteni care nu mai sunt sau altminteri, pentru că portretul care îl face de pildă lui Meir Rozen, cel implicat în pacea, implicat la vârf în pacea dintre Egipt și Israel, am avut ocazia să lucrez și eu personal în cursul comisiei Elie Wiesel privind Holocaustul din România cu domnia sa, mai mult decât atât chiar să-l vizitez împreună cu Jean-Jacques Rousseau înainte de dispariția sa în apartamentul lui din Tel Aviv. Și de asemenea, o a treia carte pe care o văd și care ar putea reuni, am și fost implicat de pildă prin Asociația de Prietenie cu Israelul, al cărei președinte sunt, în publicarea a două lucrări. El a participat la un proiect al Academiei Române intitulat Gândind despre Europa, un proiect internațional, la elaborarea căruia indiscutabil că a avut un rol cu totul important, în care savanți din țări europene sau extraeuropene au gândit despre Europa, iar în care domnia sa, Jean-Jacques, a ținut o comunicare în care, utilizând instrumentarul profesiei sale, a gândit Europa de mâine
identificându-o cu un creier în care toate națiunile componente, exact cum sunt sinapsele în creierul nostru, trebuie să conlucreze pentru un viitor comun și fructuos. Aș mai vrea să spun că în această carte Jean-Jacques face și dovada cunoștințelor sale extrem de solide privind istoria, istoria îndepărtată sau istoria recentă sau actuală, filozofie, nu mai vorbesc de propriile profesii, statistică. A calculat, și o să vedeți în carte cum, că este a 68-a generație după cucerirea și distrugerea templului de la Ierusalim. Și de asemenea un lucru extrem de important și poate neștiut de multă lume, el referă și la modalitatea și o prezintă pe înțelesul tuturora în care trebuie noi să vedem ce este inteligența artificială astăzi, mergând de la Leibniz, trecând prin Turing, cel cu mașina Enigma din al doilea război mondial, și ajungând astăzi la Noam Chomsky, lingvistul, dar neuitându-l pe neuitatul Solomon Marcus, căruia îi dedică un portret și pe care și eu vreau să spun, regretându-l enorm, că l-am cunoscut și am lucrat împreună cu domnia ta. Mai mult decât atât, îmi vine în minte și această chestiune. El arată, utilizând iarăși instrumentalul profesiei sale, care ar putea fi, prezentând-o cu relativitatea normală a profesionistului, care ar fi poate genele care au determinat sfârșitul atât de timpuriu al marelui nostru poet, care a fost Mihai Eminescu. Ei bine, el înfățișează și genele care ar fi putut, unele ereditar, să fi contribuit la sfârșitul lui prematur. Sigur că da, cei care sunt interesați de cercetări asupra somnului sau viselor, lui a scris o carte despre somn și este întemeietorul unui institut de cercetări privind somnul, care a ajuns în primii 10 în ierarhia mondială din această perspectivă. Se poate vorbi foarte mult despre această carte. În filigranele ei întâlnim, de pildă, străfulgerări privind Radu Lupu, celebru pianist, și rolul pe care l-a avut în cariera acestui celebru pianist, Jean-Jacques Ashkenazi. Sau discuția în contradictorie privind regimul opresiv comunist, dotat cu o elită la început în bună parte de origine evreiască, discuție la care îl atrage Cleopatra Lorințiu, și aș vrea să spun că este una din paginile care trebuie neapărat citite, pentru că este într-un anume fel o premieră, nu atât prin punerea problematicii, cât prin modalitatea în care este pusă această problematică și prin felul în care răspunde Jean-Jacques Ashkenazi la ea. În final, despre această carte, despre ce nu se uită, o carte fabuloasă, cum am spus de la început, și o carte de neuitat. Doamnelor și domnilor, stimată audiență, știu că datorită împrejurărilor nu putem avea între noi o convorbire frontală, ci mediatizată, dar sunt convins că motivele sunt înțelese de virtualul public. Înainte de a mă referi la subiect, doresc să mulțumesc Ministerului de Externe al României
pentru apreciata hotărârea de a deschide și de a menține, începând din anul 2005, printre cele 18 filiale în lume, și aici, în Israel, în Tel Aviv, un institut cultural român, ceea ce, fără îndoială, va spori pe lângă legăturile politice și economice și pe cele culturale. Sunt convins că nu este vorba de o hotărâre întâmplătoare, ci de una bazată pe un numitor comun, ușor de înțeles. Am fost invitat să-mi exprim părerea referitor la cartea, sau mai bine spus, manualul de conversație dintre binecunoscutul profesor Jean-Jacques Ashkenazi și doamna Cleopatru Lorențiu, aș spune o doamnă multitasking, actualmente adjunct la ICR Tel Aviv. Desigur, invitația m-a surprins, deoarece nu sunt critic literar, iar la baza prieteniei cu Jean, cel care m-a invitat, nu în mod oficial doamna Lorenzi, m-a invitat, nu există un numitor comun, intelectual sau profesional, cu excepția unei curiozități statistice, aș spune. Bunului prieten, profesorul Shlomo Gheora Shoam, mi-a fost profesor și mie la Institutul de Drept Penal în cadrul Universității Tel Aviv, acum vreo 30 de ani. Întâlnirea dintre noi, dintre Jean și mine, a fost întâmplătoare, dar s-a amplificat în decursul anilor, fiind și întreținută din când în când, fie de o ciorbă, un grătar, murfatlar, papanaș, fără a neglija, desigur, un păhărel de țuică sau un murfatlar răcoritor. Am declarat că nu sunt critic literar și într-adevăr nu sunt, dar în ajutorul meu vine mult apreciatul scriitor, actor și regizor, domnul Horațiu Florin Mărăiele, care într-un cunoscut monolog, așa aprecia el cel puțin, aprecia în paralel atât căsătoria cât și viața burlacului, susținând printre altele că avantajul burlacului constă în faptul că el se poate da jos din pat orice parte dorește. Deoarece eu nu sunt critic literar, voi face o gen de recenzie al cărții, așa cum înțeleg, pot, vreau, doresc și așa mai departe. Onorată audiență, închipuiți-vă că în stagiunea anilor 2020-2021, la Teatrul Calea Laptelui, teatru inexistent, dacă cineva își pune întrebări, la sala Terra, se joacă piesa Pandemia, scrisă de necunoscutul COVID-19. În timp ce macabra piesă s-a soldat cu aproximativ 181 de milioane de spectatori afectați, din care aproape 4 milioane n-au revenit după pauza spitalizată la actul 2 al piesei, închipuiți-vă că la același teatru, dar în sala mică și intimă, a fost jucată în premieră piesa Despre ce nu se uită, scrisă nu de un necunoscut, ci de cunoscuții și mult apreciații Jean-Jacques Ashkenazi și Cleopatra Lorențiu. Doresc să formulez o precizare. Doamna Lorențiu, printr-un presant interogatoriu, dovedește că într-o virtuală cameră de anchete și în postura de anchetatoare, foarte insistentă, poate crea atmosfera de spovedanie a suspectului Ashkenazi. Voi încheia cu câteva puncte de vedere și observații care nu aparțin mie, ci culese din lectura cărții. Pentru cei care se întreabă cât au de citit, vă aduc la cunoștință că sunt numai 9 capitole. Venirea în Israel, identitatea mea iudaică, lumea de azi, lumea de mâine, iubire, somn, vis, de la taină și mister la știință, cunoaștere, neurologie, privind din Israel către România, tainele creierului, mari întâlniri, contraziceri, contradicții și melancolii, un fel de final. Din punct de vedere personal
citind cartea, vă recomand, în special, vă recomand să citiți toată cartea, dar în special să savurați capitolul Mari Întâlniri, să aprofundați contradictoriul punct de vedere al autorilor referitor la modul de observație asupra României în regimuri diferite, să încercați și poate să veți înțelege tainele creierului. Deoarece doresc să vă trezesc curiozitatea lecturii, vă voi aduce la cunoștință câteva dintre interesantele citate pe care le veți găsi numai dacă veți citi cartea. Încercările de soluționare a problemei evreiești de tip genocid nu mai pot avea loc în lume atâta timp cât există statul Israel. 2. Niciodată nu există o singură perspectivă asupra adevărurilor istorice. 3. Transformarea stigmei de a fi evreu în prestanța de a fi israelian. Numărul 4. Citând-o pe doamna Golda Meir, pacea cu arabii va avea loc în momentul în care dragostea pentru copiii lor va depăși ura pentru evrei. 5. Este dureros să spuneți, tu, Jean, îmi pare că formulați ceva despre o adevărată țară a poporului meu, însă vă mulțumesc că aveți sinceritatea de a o rosti. Numărul 6. Jean, schimbarea unui regim se poate într-o oră. Schimbarea oamenilor necesită decenii. Numărul 7. Culorile pastel ale narativului comunist s-au menținut. Ceea ce spun, gândesc. Și ceea ce gândesc, spun. Trei regimuri și aceeași oameni. Sunt defetist? Sunt pesimist? Nu. Sunt realist. Vă mulțumesc pentru timpul, sper nu pierduți. În sfârșit, domnul Lucian Zevheșcovici, sunteți invitatul nostru. Da. Unde doriți? Unde doriți? Dacă doriți, vă dau microfonul. Și vă trag masca asta mai aproape, ca să puteți să vă puneți gândirea acolo. Voi vorbi foarte puțin, deoarece e greu, după antevorbitorii mei, oameni mult superiori subsemnatului, să pot să spun prea multe lucruri. Domnule academician Schenazi, doamna Lomintiu, vă mulțumesc pentru cartea pe care am savurat-o în ultimul timp. Aici pot să spun un lucru. E o conversație sau poate un dialog. Este o diferență între conversație și dialog. Conversația înseamnă că între oameni sunt multe lucruri comune. Dialogul înseamnă o ciocnire de idei. E foarte adevărat că între cei doi oameni există diferențe de idei, dar în același timp există și multe elemente comune. Ambii se gândesc și susțin ideea democrației, gândirea democratică, ideile liberale. Și oameni cu preocupări intelectuale, aș putea să spun comune, deși provin din domenii diferite. Aici trebuie să adaug încă un lucru. Din afirmațiile domnului academician Ashkenazi, găsim o serie de informații care ar putea, la un moment dat, să completeze știrile privitoare la perioada
anilor 30-40, chiar aș spune până astăzi, în ceea ce privește istoria României și chiar istoria Israelului. Aici pot să adaug un lucru, că scriitorul Giuseppe Tomaso di Lampedusa a afirmat odată că dacă ar fi om politic, ar promulga o lege în Parlament care să oblige pe fiecare om să-și scrie memoriile. Dar el nu poate face acest lucru pentru că nu este un politic și dacă cineva ar avea astăzi o asemenea idee, având în vedere și luând în considerație ce se întâmplă în Parlamentul Israelian, în Knesset, cred că o asemenea idee ar provoca ori ilaritate, ori scandal. Dar prefer să mă refer la cartea despre ce nu se uită. Un aspect asupra căruia insistă profesorul Ashkenazi este problema identității sale. El vorbește atât de evreitatea lui, cât și de legătura lui cu România. În acest context, el se referă la antisemitism citând o frază a filosofului Nae Ionescu: un evreu poate fi un român bun, dar niciodată un român. Nu comentez prea mult această frază, dar menționez, citez afirmația domnului academician Ashkenazi. Această frază explică cel mai bine de ce sunt eu israelian. Comunismul, nazismul sau democrația nu exclud iudeofobia sau ura față de evrei. Antisemitismul este văzut ca o problemă psihologică a antisemiților, stigma din creierul lor, nu al meu. Și va înceta numai atunci când această stigmă se va șterge și îi vor considera pe evrei ca egalii lor. Aici pot să adaug încă un lucru, ideea imagologiei, susținută de colegul Andrei Oișteanu, care a spus că atunci când doi discută, să spunem un român creștin și un evreu, nu discută numai ei doi, ci între ei doi apare imaginea ambilor, cea a evreului la românul creștin și cea a românului creștin la evreu. Imagologie. În ce măsură este neapărat real acest lucru? Nu pot spune, dar este interesant și se potrivește afirmațiilor făcute de domnul academician Ashkenazi, neurolog și în același timp psihiatru. În cazul acesta, psihiatru care a cercetat și antisemitismul. Apropo, în carte el menționează mult o descriere, o evocare a regretatului academician Nicolae Cajal și îmi amintesc de o afirmație a academicianului Cajal. Dacă ar putea să inventeze un vaccin, ar inventa un vaccin împotriva prostiei și un vaccin împotriva antisemitismului. Din păcate, domnul academician Cajal nu mai trăiește, dar sper că până la urmă cineva va descoperi aceste vaccinuri și va înceta două epidemii sociale mai grave, poate chiar, decât epidemia de corona. Aș vrea să mai adaug încă ceva. Doamna Lorințiu, atunci când a auzit afirmația domnului Ashkenazi că el, din român evreu, pe când era elev, a fost transformat de antisemit în evreu român și după aceea
tocmai din această cauză a reușit și a decis și a reușit să se transforme în israelian. El adaugă de asemenea, în alt capitol al cărții, că citez, România pe care am cunoscut-o eu este România etnocentrismului. Pentru România am fost și sunt un bun român, dar niciodată un român. Pentru Israel sunt un israelian bun și totdeauna un israelian. Israelul îmi respectă identitatea fără prejudecăți. Mi-a redat prestanța personalității mele, fapt absent în România. Iar răspunsul doamnei scriitoare Laurențiu este: e dureros ceea ce spuneți. Îmi pare că formulați ceva despre o adevărată tară a poporului meu. Însă vă mulțumesc că aveți sinceritatea de a o rosti. Desigur, dumneavoastră cunoașteți în amănunt istoricul evreilor în România. Eu doar descoper acum sursele istorice. Cunoștințele de istorie sunt în mod firesc filtrate de fiecare dintre noi, de experiența personală, de percepția fiecăruia. Realizez acum cât de traumatizante au fost întâmplările vieții pentru dumneavoastră. Aici aș putea să adaug altceva. Cred că totuși doamna Laurențiu cunoaște multe lucruri legate de istoria evreilor din România. Printre altele, dumneaei a scris și a pregătit un film despre poetul Benjamin Fontana, respectiv un om care s-a născut român-evreu, a devenit evreu-român, a emigrat în Franța și s-a străduit să fie francez sau cel puțin francez-evreu. Tragedia lui a fost că că a fost ucis, gazat la Auschwitz. Omul care a căutat totuși o apropiere. Să sperăm că asemenea lucru nu se va întâmpla în viitor niciodată. O temă prezentă în carte este a legăturilor domnului profesor Ashkenazi cu România. El este mândru că s-a format în cadrul Școlii Românești de Neurologie, afirmând că este un produs al școlii savantului Gheorghe Marinescu. Fapt care a reprezentat pentru mine, ca și pentru toți elevii acestei școli, care ocupă locuri cheie în neurologia globului, un pașaport de prestigiu. Discipolii savantului care mi-au fost dascăli, Vlad Voiculescu, Oscar Zager, Arthur Kreindler, State Drăgănescu, au fost mitizați de creierul meu și îi port în mine. Tot acest proces mental avea loc în vitregia cadrului politic al dictaturii comuniste, eu fiind pe lista dușmanilor de clasă. Închei citatul. Menționez însă că domnul academician Ashkenazi continuă să fie atașat sufletește de profesorul Vlad Voiculescu, trecut în lumea drepților, și se străduiește să păstreze memoria acestui om, să păstreze chiar și un obiect de consultație medicală lăsat moștenire întradins de către profesorul Vlad Voiculescu, colegului său mai tânăr, discipolului său, Jean Ashkenazi. De asemenea, menționez încă un lucru, că atunci când vorbește despre Israel, domnul academician Ashkenazi spune că este dor de România. Când vorbește despre România, spune că este dor de Israel. Și adaugă totuși că există încă o diferență între cele două, care ar fi bine pentru români să o înțeleagă, deoarece ei au creat-o. Dorul de Israel îmi dă prestanța de care am nevoie. Adăugând, totuși, nu am întrerupt niciodată relațiile cu România, mi-am respectat prieteniile și prietenii, indiferent de orientarea lor ideologică. Odată plecată patria mea de veci, Israel, am avut bucuria de a-mi transforma căminul meu familiar
în casă de oaspeți, atât pentru toți foștii mei colegi și prieteni care au venit la congrese, conferințe sau în vizită. Și dumnealui povestește despre greutățile pe care le-a întâmpinat la venirea în Israel, modul în care a fost tratat, problemele pe care le-a avut și de asemenea adaugă, povestește despre efortul pe care l-a făcut pentru a ajuta. S-a dus de bună voie și nesilit de nimeni, mai mult luptând cu autoritățile, să fie medic voluntar în localitatea Ierucham, la 150 de kilometri de Tel Aviv. Un lucru care este rar întâlnit. Nu știu exact cum a fost primit de toți locuitorii din Ierucham. Știu doar ceea ce povestește dumnealui despre șoferul care i-a aranjat un loc în care să dea consultații atunci când domniile lor, medicii de la Casa de Asigurare Medicală cu pat holim din localitate, n-au fost de acord sub niciun motiv de asemenea lucru. Era o concurență, într-adevăr, ca un profesor universitar să vină, chiar Oleh Hadash, să vină să arate, să vindece bolnavii pe care ei nu-i putuseră vindeca. Și s-a dus să facă acest lucru atunci când a văzut că o fetiță mică ar fi putut fi salvată. Dar nu a fost salvată din cauza neglijenței unui medic. Nu vreau să spun mai mult decât că din punctul de vedere academic al neurologiei, domnul academician Ashkenazi este o somitate pe plan mondial. A fost invitat la a participat la numeroase congrese internaționale și a vizitat circa 40 de țări în cadrul profesiei dumnealui. Doamna Lorințiu i-a pus întrebări în domeniul neurologiei, spunând că dumneaei nu este specialistă și că învață de la dânsul. Lucru care îl adaug și eu. Eu recunosc, sunt complet profan în acest domeniu, dar din această carte am înțeles câte ceva. O carte scrisă de un specialist de nivel mondial care se adresează totuși publicului larg. Pe Andreea să fie drăguță și să prezintă o mică frecvență din filmul pe care mi l-a trimis fiul lui Mihai și pe care vreau să vi-l prezint. Vârstă la care îți pui tot felul de întrebări și, ca să citez pe un Dalai Lama, ultimul Dalai Lama, că niciodată nu poți ști ce te așteaptă mai întâi, eternitatea sau ziua de mâine. Adică niciodată nu știi cine vine mai repede. Și, să zic, e vârsta la care cam la astea te gândești. Nu la moarte, că vei muri oricum, n-ai nicio salvare, a murit și Iisus, au murit toți, nu e nicio ieșire, nicio putere de a depăși acest moment, dar este cum o faci, cum suporți drumul
din clipa în care simți că ești groaznic de vulnerabil, când multe din proiectele pe care le-ai avut nu le-ai putut duce la capăt, când timpul are cu totul altă curgere și cu totul alt sens, când, cum să zic, biologia te ajută din ce în ce mai puțin, adică simți foarte multe, trăiești foarte mult, dar biologia este mult prea slabă pentru ceea ce ești. La comemorarea din 5 octombrie, fiica sa, Ana Maria Maior Buzura, a declarat: tata a avut 3 copii, pe mine, pe fratele meu Mihai Andrei și Icereul. Nouă ne-a dat educația și dragostea paternă. Icereului i-a dat toată energia sa creatoare și întregul respect pentru tezaurul literar și cultural al patriei sale. Vă rog respectos să-i acordăm ctitorului acestui lăcaș, ICR, un moment de reculegere. Vă rog să ne ridicați. Mulțumesc. Mulțumirile mele sunt adresate președintelui Academiei Ion Aurel Pop, vicepreședintelui Academiei Răzvan Teodorescu, generalului Mihai Ionescu, profesorului Sergiu Iosipescu, ambasadorului Sandu Mazor, care m-a onorat citindu-mi cartea și împărtășindu-ne prețioasele lor observații, după cum le-am auzit cu toții mai înainte. Mulțumesc domnului vicepreședinte al Academiei, Bogdan Simionescu, care a scris prefața cărții. Mulțumesc în deosebe ambasadorului Israelului în România, domnul David Saranga, pentru caldele urări care mi le-a trimis. Mulțumesc profesorului Silviu Sanie și doctorului Lucian Herșcovici pentru recenziile pline de sevă și învățăminte pe care le-au prezentat. Mulțumesc domnului director al ICR-ului Martin Ladislau Salomon, aici prezent. Mulțumiri lui Andreea și întregului colectiv ICR. Mulțumesc distinșilor oaspeți pe care nu-i numesc pentru a nu prelungi seara, care au venit să participe la lansare. Și the last but not least, soției mele Rita, care în ciuda comoției cerebrale care a suferit-o, a hotărât să vină și ea astăzi seară cu noi. Acum spune Kafka că idealul lui ar fi fost, dacă ar fi reușit vreodată, ca să ridice lumea la treapta la care, exprimând esențialul, ar putea să vorbească numai despre adevăr pur și imobil, imuabil. Acum vreau să vă mărturisesc că esența acestei cărți, esența despre ce nu se uită, constituie două lucruri. Una, esențialul prim este că între noi doi coautorii acestui dialog sunt diferențe. Trei diferențe le-aș numi ca cele mai principale. Deja au fost expuse de mulți vorbitori, însă vreau să le menționez, să le punctuez în mod special. Istoria care ne-a despărțit cu mai mult de o generație, 35 de ani. Profesia, Cleo economistă, eu medic, și etnicitatea, Cleo româncă, eu israelian sionist. Dar esențial este și faptul că avem lucruri comune
între noi doi. Mama Cleopatrei, Eleonora Leonte, cât și părinții mei au origine nesănătoasă. Și deoarece, după cum văd, această origine nesănătoasă provoacă ilaritate, îmi vine în minte această anecdotă. Se pare că la chestura, la securitate în București, a fost chemat Bulă pentru faptul că a dat note neadevărate despre originea sa, când fond originea sa este nesănătoasă. La ieșirea din clădirea securității, un om agitat îl opre, îi se adresează și îl întreabă: spune-mi, nu știți pe aici undeva un birou unde se bate la mașină? La care Bulă îi spune: nu știu, domnule dragă, că pe mine m-au bătut manual. Și acum vreau să vă spun ca ultim lucru că există deosebiri și între noi doi coautori și dumneavoastră, cei care ne ascultați. Și deosebirea este că dumneavoastră ne vedeți pe noi ca în această poză, în timp ce noi doi ne vedem ca în această poză. Sigur, e timp și pentru întrebări. Da. Bună seara! Pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Edgar Bittel, sunt redactor șef la Curierul de Pretutindeni, îl găsiți pe Facebook. Și Lucian Herșcovici, prietenul meu, mi-a furat o întrebare. Domnul profesor, cu alta, nu-i nimic. Domnul profesor, pe dumneavoastră am să vă întreb. Inteligența umană și inteligența artificială. Credeți că inteligența artificială va putea depăși vreodată inteligența umană? Întrebarea și-a pus-o prima dată René Descartes, care când s-a început descoperirea mașinilor, era mult înainte de etapa cibernetică, mult înainte de a cunoaște computerele și mult înainte de enigma celebră. Dar el și-a pus problema, văzând dezvoltarea imensă pe care o au mașinile, dacă vreodată creierul va putea fi depășit. Și în răspunsurile lui, el, să nu uităm că a fost și filozof și matematician, în răspunsurile lui, el arată că părerea lui este că nu e adevărat. Dacă mă refer la această întrebare a diferenței între inteligența artificială și inteligența unui om, astăzi, pentru mine, un robot, vreau să fic, am să răspund figurativ, ca să nu plec în detalii, un robot care se prezintă identic cu soția mea, Rita, adică este, din punct de vedere fizic, fenotipul este identic. Și privindu-l de la distanță, mi-e imposibil să deslușesc care-i robotul și care-i nevastă-mea. În momentul în care el are capacitatea de a vorbi cu vocea ei, cu timbru, cu toate calitățile ei fizice, astăzi geniul computerelor e inegalabil, prezintă aceeași voce. Poate să mă provoace ca timp de o oră, două, trei, patru ore să-i confund. Însă în momentul în care trebuie să răspundă din ceea ce eu o cunosc pe ea, în baza unei intuiții sau a unei situații neașteptate, robotul n-are răspuns, în timp ce nevastă-mea totdeauna are. Deci, părerea mea sinceră, ca în calitate de neurolog pe care o am, este că va fi oricât de perfect, va fi, japonezii sunt cei mai luștri în robotică, aproape 15% din tot ce se întâmplă la ei în țară e de acum în mâna roboților. Există ideea foarte activă în mințile oamenilor că la un moment dat
ei vor prelua conducerea ta. Acest lucru va fi absolut imposibil și să vă explic de ce. E foarte simplu de înțeles. Cei 100 de miliarde de neuroni și cele 37 de trilioane de celule din care eu sunt făcut sunt vii. Și inteligența artificială e moartă. Deci niciodată ceva mort nu va putea depăși ceva viu. Noi nu știm ce înseamnă a fi viu, dar situația asta, după părerea mea, e imposibil, este o utopie. Dacă mai există o întrebare, mai bătem la o întrebare înainte de ora 8, când ne închidem. Da, doamna. Da, haideți aici, vă duc, vă duc eu microfonul. Doamna Maria Gaetan Moze, scriitoare. Bună seara, n-aș fi luat cuvântul în seara asta, dar trebuie să vă mulțumesc că pe domnul doctor eu îl cunosc dintr-o situație foarte interesantă. Eram la Brașov și am citit într-un ziar cazul unei fetițe. Am fost foarte impresionată de cazul ei, că ajunsese, nu putea să vorbească, era o fetiță de școală, la o vârstă destul de, era de acum aproape între 9 și 10 ani, dacă îmi amintesc bine. Și am făcut o vizită acestei fetițe. Întâmplarea a făcut ca pe domnul profesor să-l cunosc mergând cu o pacientă în vizită la dumnealui, în consultație. Și am fost pus într-o situație foarte dificilă. Să îndrăznesc să mă duc la această personalitate și să-i spun despre cazul ăsta, dacă nu ar putea cumva să intervină. Am fost foarte impresionată și de familie și de tot. Și am avut curajul. Am avut notița din ziar și m-am dus întâmplător cu pacienta și am zis, ce întrebat? Despre acest caz, dumneavoastră, n-ați putea să faceți cumva, să-i dați ajutorul într-un fel, dar dumnealui, cum se spune și despre doamna, că este scormonitoare de idei și de anumite lucruri de doamna Cleo, deja cunoscuse cazul. Deci, am stat mai târziu și chiar și acum, ascultând toate comentariile acestea, am ajuns la concluzia că sunt personalități pe care, la care nu poți ajunge câteodată și sunt de personalități oameni care caut să rezolve dureri de negăsit soluții. Și am apreciat acest gest și de atunci îl respect, de cu mulți ani îl cunosc pe domn, dar n-am îndrăznit să am o discuție mai mult, pentru că m-am gândit că sunt mult prea departe de ceea ce este dânsul, dar acum, cunoscându-l mai bine în ultimii ani, pot spune că îl prețuiesc din tot sufletul și doresc multe succese, mai ales pentru omenia pe care o aveți în dumneavoastră, pasiunea pentru dreptate, pentru lucrurile bune între oameni, lucruri rare. Astăzi există doctori simpli la care te duci și care te privește cu o față că nu mai ai nevoie de niciun medicament. Dar dumneavoastră continuați să fiți un om încă tânăr. Și vă doresc să rămâneți cu această tinerețe și să ne scrieți, știți că fiecare articol pe care îl citesc este înțelepciune, este o cultură, este... Ce să vă spun? Să rămână. Vă scuzați
Da, da, pentru că vă mulțumim mult de tot și vă mulțumim pentru această seară cu final neașteptat.